Doamne ajută, fraților și lorilor! În videoclipul de astăzi voi vorbi despre filozofia chineză. În primul rând, dacă sunteți noi pe acest canal, vă rog frumos să vă abonați și să apăsați clopoțelul din dreapta pentru a primi notificări. Și rămâneți pe acest canal pentru că încetul cu încetul voi aborda subiecte din ce în ce mai interesante. Cu trecerea timpului, sper să adun și număr de abonați și să investesc în editare video profesionale. Gândirea chineză cunoaște primul său salt în jurul secolelor 6-3 înainte de Hristos. Ei contemporană, deci la începutul sale cu filozofia greacă. Da, au fost anumite dinastii aici în Imperiul Chinez. Și, în primul rând, filozofia chineză s-a bazat foarte mult pe etică. Deci, asistăm în China odată cu mileniul al doilea înainte de Hristos, în timpul dinastiei Shang sau Yin și în ciuda caracterului viu al credințelor religioase, la anumită denaturare a religiozității. Într-adevăr, practica divinației până atunci auxiliară a sacrificiului tinde să ocupe un loc privilegiat ca procedură aparte. Această ritualizare a religiei e cu atât mai importantă cu cât nu există în China o castă sacerdotală propriu-zisă, rolul sacrificial fiind încredințat în principiul tatăl rege. Da, prima operă literară a civilizației chineze a fost Cartea Poemelor, Shi Jing, antologie cuprinzând circa 300 de poeme, datând în majoritatea din secolele 8-6 înainte de Hristos. Anumite ode care celebrează cerul pentru capacitatea de a genera existența, fără de a devia niciodată de la calea sa și fără a osteni vreodată, el este principiul bunului mers al lucrurilor, care și au fiecare propria normă, adică ze. În paralel cu rolul dominant al cerului, vor apărea diferite divinități ptoniene ale religiei străvechi, care se vor regăsi într-o entitate comună, Pământul, servind cerului drept partener. De aici vine ideea de bază a gândirii chineze, care este polaritatea și care va fi conceptualizată în raportul de opuși complementari, Yin și Yang. Aceste două rubrici se așează față în față toate aspectele realului, Yang simbolizând celestul, luminosul, masculinul, Yin simbolizând terestrul, întunecatul, femininul. Gândirea chineză nu-și pune deci problema creării lumii ca început absolut, nici măcar pe aceea sfârșitului lumii ca apocalips sau ca punct termin sau în evoluție. Ea concepe realul ca pe un proces de transformare care, fiind continuu, nu are nici început, nici sfârșit. Da, o altă carte importantă este Cartea Schimbărului, Yi Jing, tradusă de obicei prin Cartea Transformărilor. Două trasee ajung la început pentru a reprezenta întreaga realitate, unul continui factorul Yang, altul discontinui factorul Yin. Prima figură a cărții compusă doar din trăsături Yang întrupează virtuțile cerului, mersul neabătut înainte și regularitatea traseului său, răspândirea influenței benefice asupra tuturor celor care există. A doua figură, compusă doar din trăsături Yin, întruchipează virtuțile pământului, permanenta deschidere la inițiativa cerului și știința de a se conforma acesteia. Da, așa, în filozofia chineză, deci, în primul rând, trebuie amintit Confucius. Confucius avea două idei de bază care vor rămâne peste ani. Fidelitatea și sinceritatea să-ți fie principiul de bază. Astfel că el, de la fidelitate și sinceritate, se ajungea la faptul că sunt demonstrate în ritualele și ceremonii tradiționale. Într-un asemenea cadru, aceste calități pe numit virtuții să devină vizibilă, virtutea este apoi manifestată în lume, virtutea poate apoi să fie văzută de alții, ceilalți vor fi transformați prin virtute, astfel că se ajunge la conceptul că fidelitatea și sinceritatea dețin puterea transformării. Da, cele mai importante lucrări majore ale lui Confucius au fost Analectele, Doctrina Căii de Mijloc și Marea Învățătură. Da, confucianismul s-a început și ca o religie și s-a dezvoltat și ca religie. Un alt citat foarte bun al lui Confucius este
Ceea ce știi, știi. Ceea ce nu știi, nu știi. Aceasta este adevărata înțelepciune. Da, un alt reprezentant al filozofiei chineze a fost Lao Tzu, cu celebra sa carte Tao Te Ching. Lao Tzu, deci, a trăit în secolul al VI-lea înainte de Hristos și termenul Tao provine de la cale, sursa întregii existenții, deci este Tao. Rădăcina tuturor lucrurilor văzute și nevăzute este atinsă prin Wu-Wei, adică non-acțiune, de la non-acțiune care se poate judeca, o viață solitară de meditație și reflexie, a trăi în pace, simplitate și liniște, acțiune chipzuită, nu impulsivă, acțiune în armonie cu natura. Da, au mai fost Menzi, un alt elev al lui Confucius, Mengzi, da, principalul succesor, dezvoltă aceeași concept plecând să analiză direct a experienței umane. Și mai trebuie aminti la filozofia chineză daoismul. Deci două opere de căpătâi, Lao Tzu, deci cu Tao Te Ching. Cealaltă lucrare numai puțin cunoscută este Zhang Mangzi, datorată mai parte lui Zhuangzi, care a trăit între 370-300 înainte de Hristos. În laconismul său, prima dintre cărți folosește o exprimare criptică, voit paradoxală, surprinzător de sugestivă. Cea de-a doua alătură rigoarea exigentă invenției ingenioase. Deci gândirea daoistă privilegiază vidul, xu, termen ultim al acestei neîndiferențări. Dar acest vid este departe de a fi, de a significa neantul și fecția lucrurilor. Le zice astfel de Sonia budist, că cel se arată a fi în primul rând funcțional. Da, cam atât despre filozofia chineză. Vă mulțumesc mult pentru vizionare. Doamne ajută!